Creșterea prețurilor din ultima perioadă a afectat toate domeniile. Inclusiv organizarea unui eveniment precum nunta este în prezent cu cel puțin 20% mai scump. Mirii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, dar în același timp și invitații trebuie să facă eforturi mai mari atunci când acceptă invitația. Conform dinpopor.ro, tinerii nu își doresc să renunțe la cel mai frumos eveniment din viața lor, însă sunt dispuși să facă unele compromisuri pentru ca nunta lor să aibă loc. Mai exact, cei care nu își permit să cheltuiască foarte mulți bani reduc din cheltuieli și fac petreceri mult mai restrânse. Creșterile de prețuri se reflectă în toate detaliile ce țin de organizarea unui astfel de eveniment. Spre exemplu, prețul unui meniu în prezent pornește de la 95 de euro și poate ajunge la 130. Se pare că materia primă pentru un meniu normal acum 2 ani de zile era cu 60% mai ieftină. În același timp și partea de servire, suma pe care mirii trebuie să o scoată din buzunar pentru plata ospătarilor este dublă față de acum 2 ani de zile. Pe lângă aceste lucruri, mirii trebuie să se asigure că vor avea amintiri frumoase din acea zi, astfel trebuie să plătească fotografiile și filmările. Serviciile foto-video s-au scumpit în medie cu 20-30%, iar prețurile pornesc de la 700 și ajung până la 1500 de euro, în timp ce o formație care să întrețină atmosfera costă cel puțin 4000 de euro. De asemenea, mirele și mireasa plătesc sume uriașe pentru roche și costum. Ca să nu dai greș la un eveniment de acest gen, trebuie să ții cont de o regulă nescrisă. În plic se pune de 2 ori prețul mâncării și băuturii. Asta înseamnă că un cuplu trebuie să scoată din buzunar minimum 2000 de lei. De asemenea, atunci când pui banii în plic, trebuie să mai iei în considerare și locația în care se desfășoară evenimentul și câți bani au investit mirii în organizarea acestuia. Darul de nuntă poate crește și în funcție de gradul de rudenie al invitaților cu mirii. Astfel, nașii, frații, părinții și verișorii, unchii și mătușile vor lăsa în plic o sumă mult mai mare decât cea pe care o va lăsa un invitat obișnuit. Rudele apropiate dau undeva la 600-700 de lei de persoană, în timp ce nașii le oferă finilor minim 3000 de lei. Părinții sunt mai darnici, dar fiecare în funcție de posibilități, relatează dinpopor.ro.